Salutare tuturor! Iată ne regăsiți iarăși în mijlocul naturii pentru a continua ceea ce am început data trecută și anume acest adăpost din frunze care astăzi sperăm să fie gata. Nu este totuși a doua zi așa cum am promis datorită faptului că a plouat foarte mult aici, dar imediat ce am prins vremea asta bună m-am îmbrăcat, nu tocmai adecvat, Adidas și lasă de dorit. Vreau acum să încep prin a bloca aceste intrări. Aici vom lăsa intrarea și această parte va trebui și ea obturată. Până în spatele meu, puțin mai departe, este și o pădure de conifere. Când am găsit aceste crești pe jos, a se vedea că nu am tăiat din copac sau să provocăm vreo stricăciune pădurii și mediului înconjurător. Tot ce s-a folosit aici s-a folosit doar cu materiale din astea găsite pe jos, uscături. Și acum ele sunt așa cu ramuri și consider eu că astea au rolul de a ține frunza și a nu cădea de pe acest adăpost. O să le pun acolo, după care o să aducem frunză să vedem dacă reușim să facem ceva. Lemnele au fost așezate, la fel și crecile cu ramurile acestea mici pentru a susține frunzele. Acum va urma să facem o muncă foarte nevoioasă. Eu deja am făcut pe partea din spate acolo, dar o să vedem la final cu totul. Să punem frunzele, să le îmbrăcăm cu frunze. Și după multă muncă, adăpostul este gata, cam așa arată, că era foarte multă frunză, deși ar mai fi trebuit, dar nu se mai poate pentru că vine seara, deja s-a înserat, înăuntru nici nu o să pot să filmez atât de bine, pentru că nu am lumina necesară. Am să încerc totuși să luminez puțin cu blițul telefonului, să vedem dacă putem să optimizăm puțin situația. El în realitate arată mult mai bine decât se vede aici pe cameră. Da, aici avem intrarea. Aici. Eu mi-am pus deja un izoprem pentru a savura câteva clipe după atâta muncă. Aici se pot vedea lemnele. Cum este făcut. Voi rămâne o scurtă perioadă aici să mă odihnesc și acesta este adăpostul făcut de mine. De menționat că este primul adăpost pe care l-am făcut. Acesta este și adăpostul făcut de mine. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine la acest videoclip și nu ezitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest gen de conținut, să dați un like sau un comentariu în care să vă spuneți părerea, fie ea bună sau rea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, sănătate, numai!
Thank you.